Masca de protecție devine obligatorie și în județul Mehedinți, în toate spațiile publice deschise. După ce județul nostru a depășit rata de infectare de 1,5 la mii de locuitori, cetățenii, în doar câteva zile, după ce hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial, nu vor mai avea voie să iasă din casă fără mască. Astăzi, rata incidenței la mii de locuitori în Mehedinți este de 1,6. După ce Comitetul Național pentru Situații de Urgență a propus la începutul săptămânii o hotărâre ca masca de protecție să fie obligatorie în toate spațiile publice deschise și în localitățile și județele unde rata infectărilor în ultimele 14 zile este de 1,5 la mii de locuitori și județul nostru este pe listă. Județul Mehedinți a depășit valoarea de 1,5 la mii de locuitori. Rata de infectare astăzi este de 1,60 la mii de locuitori, iar în Drobeta, Turnu Severin, de exemplu, rata de infectare a ajuns astăzi la 2,86 la mii de locuitori. În momentul în care hotărârea de guvern va fi publicată în Monitorul Oficial, masca devine obligatorie în toate spațiile deschise și în județul nostru. Peste câteva zile, mehedințenii nu vor mai avea voie să iasă din casă fără masca de protecție.